Eu am avut trei gagici toată viața mea. Eu sunt foarte instabilă psihic. Păi sunt destul de mulți oameni care vor să mă cunoască în viața reală. Am trăit în parcare cu 25 de indieni după mine. Mă deranjează prostia oamenilor. Eu nu cred că există un bătrân în ceruri care așteaptă să murim să poată să ne judece faptele în momentul în care el se presupune că ne-a dat liber arbitru, corect? Eu sunt o persoană foarte familistă. Eu fac undeva la 1000 de lei pe zi. Tot luxul pe care l-am acum. E mult mai complicat dacă mă las să zic așa. Poți trebuie mult mai mult timp până ieși din casă. Trebuie să te duci non-stop la spălat, la unghii, la gene, la coafat. Că nu suntem călugări să stăm pe munte. Bună seara, oameni dragi! În această seară v-am adus din nou un personaj controversat, Robert777, sau cum ne-a rugat să-i spunem, Isa. Bine ai venit la noi! Bună seara! Ce faci? Cum ești? E pe chill, așa? Da, ce văd să fac? Tocmai m-a topit căldura de pe străzi, că vin de la o oră și ceva distanță, și cam atât, rest, nu știu, sunt bine. Voi ce faceți? Păi, dar nu știu dacă tu vezi asemănarea izbitoare între el și Iorga și mi-a zis că mai devreme. Până să începem că au copilărit împreună. Eu personal v-am dat 2 minute pe ceas, aveam cronometru pus să văd cât durează până aducem chestia asta. Am copilărit împreună și sunt trăsături faciale comune. Păi nici n-aveam cum să o evităm, nu? Da, în condițiile în care da, e atât de mare asemănarea între voi două. Da, da. Da. Auzi, ne-a dat 2 minute după ceas. Eu mă așteptam, sincer, mă aștept la niște plăcări. Rele, a? Niște... Da, de ce te-ai uitat la noi în emisiune și ai văzut că punem întrebări mai dificile? Nu, că scoate aia pe gură, nu e nevoie nici să puneți o întrebare. Ce a fost mai rău? Și zi-te acum, ne batem joc cu ceva de ei? Nu, dar am insinuat ceva. Nu, e așa, e fața mea mai simpatică, nu voiam să fiu rea. Zic, cum ai reușit să-l crezi din Robert77 în Isa? Oameni buni, întrerupem puțin podcastul pentru că avem și noi o mare rugăminte la voi. Peste 85% dintre voi sunteți neabonați la canal, așa că vă rugăm foarte mult, abonați-vă la canal pentru că ne-ar ajuta foarte mult și știți vorba aia. Ajuți un om și un câine, mâine vine acasă, mâine, mâine poi mâine. Ajuți un om și câine, mâine se întoarce, mâine acasă, poi mâine. Așa că vă rugăm mult de tot, lăsați-ne și nouă un subscribe. E gratis. Păi totul a venit pe un parcurs, nu știu, natural, nu a venit ceva forțat, au fost lucruri de așa natură, când am văzut că mă simt din ce în ce mai bine înspre o anumită parte, m-am dus cu totul. Adică, dai seama, te duci unde ți-e mai bine, nu? Da, ai simțit de mult că ești diferit. Băi, am simțit, dar îți dai seama, nu puteam să-mi afișez dorințele astea, având în vedere că nici nu aveam fondul necesar, comunitatea necesară care să mă înțeleagă. E o luptă destul de grea în chestia asta. Și acum ai comunitate care te susține? Am o comunitate care mă susține, am să mă susțin eu mai mult decât oricine pământul ăsta, am prins o încredere în mine izbitoare, nu mă mai dă nimic înapoi acum. Dar uite, deci cum a venit descoperirea asta a ta? Ba, era un sentiment pe care eu îl simțeam de foarte mult timp, știi ce zic? Doar că îți dai seama, având în vedere că trăim în societatea în care trăim, nu mi-am permis luxul să mă arăt cum sunt eu cu adevărat. Pentru că automat îmi puneam piedici în foarte multe lucruri prin care oricum am trecut. Adică oricum a trebuit să pierd niște lucruri esențiale din viața mea, dar am câștigat altele. Adică ce ai pierdut? Păi am pierdut contactul cu o mare parte din familia mea, mi-am pierdut aproape toți prietenii pe care îi aveam, mi-am pierdut accesibilitatea la anumite joburi, mi-am pierdut multe lucruri esențiale pentru, nu știu, persoana de 21 de ani. Deci părinții tăi n-au primit vestea asta prea... Mama n-a avut nicio treabă, mama mi-a zis că mereu mi-a dorit o fată, adică n-a interesat-o, mama e foarte cerebrală când vine vorba de decizii de genul, dar restul familiei mele, nu. Dar nici nu mă interesează, sincer. Don't give a about no more bitches. Chiar nu-mi pasă. Nu-mi pasă. Ai ajuns acum la nivelul la care să nu-ți pese la început? Nu m-ar fi interesat niciodată, sincer, dacă nu... Era dependența asta de familie, știi ce zic, cercul în care ai crescut, obișnuință, ca să zic așa, să te scoate din zona ta de confort. Când te gândești, ok, te lasă prietina, dacă te lasă și familia, ce pretenții poți să mai le dai oameni din exterior? A fost o stare de șoc, o anumită perioadă de care a trecut. Păi hai că prietenii, scuză-mă. Zi. Prietenii ca prietenii, da, familia, pardon, da, la școală? La școală? Da. Păi n-am avut treabă cu școala, că eu terminasem, da. Adică am început de mersurile astea după ce am terminat liceu. Asta mai trebuia, să ajung până vreun tomberon pe acolo, copiii zărei de tot. Adică eu mă lupt cu 1, 2, 3, dar nu cu toată. Deci te-ai afișat practic după vârsta de 18 ani. Da, 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 clar. Când am fost într-un consimțământ legal să pot să-mi iau deciziile singură. Și cum e schimbarea asta față de cum erai? Cea mai bună schimbare din viața mea, spun sincer, vine la pachet cu o grămadă de chestii rele, dar pentru chestii mine... Sunt chestii rele, pentru că nu știu dacă aș putea să... Unghii, gene, toate nenorocirile. Astea nu sunt chestiile rele, astea sunt părțile bune. Dar mai scumpe. Da, astea sunt părțile un pic mai expensive, dar mai bune. Ideea e că vine la pachet cu o discriminare pe care nu știu dacă orice om e capabil să o mențină, știi ce zic? Sau să lupte cu ea. Vine la pachet cu... Nu știu, o grămadă de lucruri rele care vin din partea oamenilor și având în vedere că nu suntem călugări să stăm pe munte, trebuie să interacționăm cu oameni și atât din cât ești împotriva noastră,
dai seama că nu e prea confortabil. Dar uite, eu sunt curios cum ai reușit tu să te ascunzi până la vârsta de 18 ani. Oameni buni, vrem să vă anunțăm că pe lângă faptul că noi facem podcast, avem și o formație de evenimente care se numește Charisma Band. Așa că dacă printre voi există un cuplu de tineri care urmează să se căsătorească, accesați linkul din descriere, www.charismaband.ro. Poate nu intri. Bă, nu a fost vorba de ascuns, pur și simplu eu am fost un băiat gay, înțelegi? Uh-huh. Dacă observi, am o energie feminină-masculină. Adică nu am cea mai feminină energie de fața pământului. Și exact la fel mă purtam ca și băiat, înțelegi? Doar că nu mi-am permis să încep tot luxul pe care l-am acum, chiar dacă nu e neapărat vorba de un lux financiar, luxul de a mă menține exact cum doresc eu, într-un stadiu feminin. Deci încrederea asta practic a venit o dată cu online-ul la da, tine. Clar, 100%. Adică aveam încredere în mine, dar nu aveam încredere în mine că îmi pot depăși barierele cu totul. Adică pe mine m-au schimbat oamenii online foarte, foarte mult. Da, hate-ul de online cum e? Bă, nu știu dacă mă crezi sau nu, toată lumea mi-a zis că blafez și aburez, dar pentru mine hate-ul din online e mană cerească, știi ce zic? Că eu mereu n-am fost o persoană care să dau hate în stânga și în dreapta, că nu m-a interesat niciodată de altcineva în afară de mine. Dar în momentul în care reușești sau știi că ești pe un făgaș al bunului, știi ce zic? Adică mergi în direcția cea bună, oamenii o să fie deranjați. Ce o să facă în spatele unui ecran? O să te înjure, o să te blesteme. Le-ai făcut ceva, știi ce zic? Ce undeva e deranjat. Deci e bine ceea ce faci. Dar nu s-a întâmplat nici, iartă-mă, nașule, nu s-a întâmplat niciodată ca hate-ul ăla din online să se transpună da, în... Da, se întâmplă mereu. Asta voia. În viața de zi cu zi? Da, da. Și dacă mă duc la profi, mă cer cu doi oameni. Adică la mine e... De zi cu zi se întâmplă. Asta doar datorită orientării tale sexuale sau doar că le faci tu ceva? Deci, hai să vă zic un mini story time despre teoria asta, că și eu mă gândeam că o problemă personală cu mine, că îmi fac eu o tranziție de la băiat la femeie, știi ce zic? Ok. Aparent nu e vorba doar de chestia asta. Uite, am pățit când mă duceam la gene, acum undeva vreo 4-5 luni de zile, cu un gang de copii, să zic așa, ca să nu-i numesc altfel, în Megamall. În momentul în care s-au luat toți de mine la mâncare, au început să vorbească urât, când făceam eu poze cu niște copii. Și eu tot ce am putut să le zic a fost atât, aveți bărurile ca Adidas și Jegoși. Adică nu am putut să vorbesc mai mult, că mi se părea prisipă de conversație. În momentul ăla eu am dat să plec spre mașina prietenei mele, după ce am luat mâncarea, tot, că nu voiam gen să stau acolo. Și m-am trezit în parcare cu 25 de indieni după mine, care scuipau, înjurau, făceau cap spumele mării și eram eu cu un tovarăș de-al meu și cu două fete. Știi ce zic? Și eu, de obicei, dacă mi se întâmplă genul ăsta de activități când sunt singură, sunt mult mai tare în gură decât când sunt cu lume. Pentru că știu că toată ura celorlalți se poate revărsa și pe prietenii mei. Știi ce zic? Adică oamenii pe care îi mai am în viața mea. Okay. Și nu pot să accept chestia asta, pentru că m-a simțit de 50 de ori mai vinovat să știu că și-a luat un tovarăș de-al meu un capac din cauza mea, decât să știu că mi-a luat eu trei picioare în gură, că sunt eu tare în gură, știi ce zic? Și au început să înjure, să dea picioare în geantă, să scuipe. I-am scuipat înapoi, adică filmările sunt acolo. Am opus cât de multă rezistență am putut eu. Dar singurele argumente lor valide în momentul în care mă certam cu ei și ce am înțeles eu a fost: unde e iPhone-ul 15 Pro Max să sunt după ajutoare? Nu mai e niciun moderator aici cu tine? Unde să ia să-ți doneze? Da, tap, tap. Adică problemele lor erau total altele decât orientarea mea sexuală. N-a spus nimeni gay, în orice altfel. Nu m-au numit în absolut niciun fel. Astea erau argumentele lor. Unde sunt oamenii de pe internet? Cine te mai ajută acum? Nu îți dă nimeni 50 de lei? Nu mai primești un manigam? Adică problemele lor și frustrarea lor personală se vedea că vin din total alte considerente, nu din... Probabil și din asta. Nu o să mint, că deranjează. Adică cumva erau supărați pe tine că de fapt tu acolo pe internet ai o barieră de moderator. Da, de... da. Nu ajungeau la... Da, exact. Da, exact. Păi degeaba muși din telefon, nu? Ne vezi că tu instigi cu privirile astea și nu, s-ar putea să nu se știe. Și s-ar putea să nu se știe, vorba lui Gianni de la Sirius. Știi chestia? Mi se pare că suntem în 2024 și mi se pare că pentru un capac, dacă cunoști pe cine trebuie, faci pușcărie. Nu vreau să vorbesc în cunoștință de cauză, doar că hai să lăsăm în era grecilor antici să se bată aia, să se taie aia pe străzi. Clar, fraților, da, și noi suntem de aceeași părere, lăsați violența. Proseumul e în urmă. E în urmă, fraților. Dar de ce n-ai continuat transformarea? Că văd că te-ai oprit. Unde vezi că m-am oprit? Sunt în continuare pentru tratament hormonal, sunt în discuții cu o clinică pentru sân. Adică nu m-am oprit. Dacă nu mi-am operat nasul, nu înseamnă că nu... Adică tu te duci la bun sfârșit treaba asta. Da. Doar că totul durează, înțelegi? Nu poți să faci... Deci ce upgrade urmează să iei? Sânii, să fie. Ok. Sânii, după o să merg la niște feminizări faciale, nu am nevoie de niște chestii foarte, foarte mari. O să merg pe răzuirea mărului lui Adam și un pic din bărbie.
Și cine știe, poate fruntea cu timpul, doar că sunt niște operații suficient de costisitoare și având în vedere că oricum viața în București e scumpă, nu-mi permit să le... Tu nu ești din București? Ba da, tocmai de-aia și îmi permit să zic că e foarte scumpă, dar în contravaloare cu alte locuri e mult mai scump. Dar eu sunt curios, unghiile astea mari, ce reprezintă ele așa? Bă, nu știu dacă trebuie să reprezinte neapărat niște unghii, cât reprezintă... Că te-ai încurcă, te-am văzut. Nu mă încurcă, nu așa e adevărat. Păi dar le iau așa, dar nu înseamnă că mă încurcă. A, nu am o problemă. Confortabil, nu? Nu e vorba de confortabilitate, e vorba că e lucrul meu pe care îmi place să-l mențin. Știi ce zic? Nu am o problemă. Dar le-ai inspirat de undeva? Da, sau? Da. Le-ai inspirat de undeva? Bă, mie îmi plăceau, eu mă uitam mereu la trepărițe de-astea din afară și vedeam la Megan, vedeam la Cardi, vedeam la Nicki, vedeam atâta unghiile, mă uitam la aia cele mai mari lungi de, unghii lungi din lume care aveau 2 metri și ceva, stătea așa pe scaun. Aia de erau naturale. Da, alea care erau naturale. Te referi la femeia din Guinness. Mereu mi-a plăcut chestiile extra. Adică n-am avut o, nu știu, o persoană anume de la care să le fur. Dacă cunoștința voastră comună e Iorga, aia avea atâta unghiile când mi le-am pus eu. Chiar de data asta chiar nu m-am gândit la Iorga, dar eram curios, poate le-ai inspirat. Era perioada ei cu unghii mici, că ea are perioade când le face mici, perioade când le face mari. Eu le-am menținut mari pe viață. Acum, că mi-am luat un cățel, o să le fac un pic mai mici. Uite, spre exemplu, tu ai fost plecată și până alte țări, da, ca să vezi alte mentalități din, da, păi vin, alte țări referitoare la... Am venit din Grecia, am stat 2 săptămâni, că am fost cu o prietenă de-a mea să se opereze, tot o fată trans, a făcut o schimbare a sânului și pot să zic că poate nu înțelegeam dacă mă bălăcăreau ei în greacă, dar pot să zic că oamenii cu care am conversat în engleză au fost foarte de treabă, mereu am primit chestii moca la restaurante, taximetriștii erau foarte de treabă, oamenii de la cazare au vorbit foarte, foarte frumos, nu am văzut priviri, nu am văzut coatele, n-am văzut... Nimic. Și ți-au lipsit. 2 săptămâni. Ți-au lipsit, bă, no cap, it's lit, chiar mi-au lipsit, pentru că, până la urmă, e la mine acasă, știi ce zic, cu bune, cu rele, ce să-i facem? Acum ne dăm cu gura de masă. Da, uite că nu m-am jurat ăla, așa e. Zii, mă, știu ceva. Da. Dar te-ai gândit vreodată să pleci de aici din țară? Nu. Deci cum ar veni și ție îți place să fii vedet aici, ba, în țară? Nu e vorba că eu sunt o persoană foarte familistă, fie că e vorba de membrii ai familiei, că e vorba de prieteni, că e vorba de absolut de zona în care ai crescut, nu-mi place să-mi schimb cochilia foarte des. Adică îmi place să treci în zona de confort. Îmi place să trăiesc într-o zonă de confort, dar în același timp îmi și place să ies din ea. Că nu vreau să plec din țară, nu înseamnă că nu-mi place să ies să-mi arunc niște bariere la gunoi. Nu vreau să plec. Unde să mă duc? La pușcărie, unde să mă duc? Dar tu în momentul ăsta, în afară de influență reală, te mai ocupi și cu altceva? Am făcut contabilitate primară pentru 2 f*** go-uri și la o clinică de beauty în Floreasca. Acum un an și ceva, ultimul cu care am colaborat a încheiat colaborarea cu mine după ultimul podcast la care am fost, la 3 zile. Serios? Da. 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 Pe atunci n-a fost ăsta motivul, adică nu mi-a zis, bă, nu mai vreau că te-am văzut eu pe Facebook, nu știu unde. Pur și simplu mi-au zis că, bă, nu cred că mai sunt necesare serviciile tale acum, că ne descurcăm și singuri, bla, bla, bla. Deși tu nu lucrai deloc în față, erai cumva în backstage. Da, dar eu nici măcar nu mergeam fizic acolo, decât să iau sau să duc niște facturi. Adică și de aici ai tras tu concluzia că, de fapt, ți-a pus treaba asta. Da, niște... e un gut feeling, să zic, că n-avea cum. Eu mă înțelegeam foarte bine cu oamenii de acolo, nu aveau de ce. Nu, eu cred că a făcut ceva rău în contabilitate. Nu am făcut. Că a avut ureche muzicală, oamenii. Nu am făcut. Chiar n-am făcut. Este o persoană foarte cuminte la bază. Teoretic. Da. Și practic? Mai vedem. Mai vedem. Da. Ia spune, viața de bărbat versus viața de femeie, cum era? Era mai ușoară sau mai grea? Bă, gen, o să zic teoria mea din practica de bărbat pe care am avut-o. Eu credeam și mă imaginam pe mine că totul e sublim de frumos. Totul este roz și floricele și vine lumea la tine cu flori și cu garoafe pe piept. Este minunat. Nu e așa. Adică fiecare parte are greutățile ei. Indiferent că bărbații, nu știu, au niște greutăți pe o anumită parte sau femeile pe alta, nu e ușor nici pe partea de femeie. E mult mai complicat, dacă mă las să zic așa. Bă, îți trebuie mult mai mult timp până ieși din casă, trebuie să te duci non-stop la spălat, la unghii, la gene, la coafat, trebuie să vorbești cu mai multă lume, să pară că ești mai simpatic. Așa ca bărbat, dacă nu-ți convine, îți bași la revedere, știi ce zic? Bă, aici trebuie să prezinți un pic mai multă nonșalanță. Mie nu stă în caracter, dar în general așa ar trebui. Deci cum ar veni acum, e mai greu să-ți bagi? Da. Într-o oarecare măsură, uneori, în anumite circunstanțe. Pe live în continuu, îți dai seama. Vă las eu live-ul meu 20 de minute și dacă voi treceți de 7 fără să înjurați, eu vă dau, nu știu ce vă dau câinele meu, nu știu. Deci te deranjează hate-ul ăla de online? Bă, nu te deranjează hate-ul, că te deranjează
perseverența lui, știi ce zic? Adică că nu se oprește o dată, de două, de trei, de patru, de cinci. Sunt oameni care intră zilnic de 6 luni de pe conturi diferite doar să mă înjure o zi. Știi ce zic? Gen, bun, lasă-mi ba p***a mortei, la revedere. Atâta a fost rebelionul lui pe ziua aia. Mă deranjează prostia oamenilor, nu mă deranjează hate-ul la bază. Și te-ai gândit că poate în ziua aia l-ai făcut fericit? Da, pentru că el s-a străduit să ajungă la tine. Păi să-i trăiască, i-am făcut revelionul, să-mi dea și mie 20 de lei dacă tot i-am făcut ziua frumoasă, nu? Revolut. Păi, Revolut. Unde vrea el? Are dreptate, nu? Da, 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 da. M-ar veni, te-am distrat, nu? Te-am distrat, păi, da. Unde suntem aici, la circul statului? Pe gratis. Ce provocare ai făcut-o așa mai nebunești? Deci, am 3 provocări care m-au traumatizat pe viață. Prima a fost să mă dau cu scaunul pe spate, dar am căzut cu cracii în sus. E un videoclip cu vreo 30.000 de like-uri pe TikTok, dacă îl căutați, îl găsiți sigur, să-l puneți într-un colț. Așa, mi-am rupt unghiile ieri. Mamă, ce nenorocire. Da, este foarte personală situația, Tatiana, de Edu, mi l-a rupt. Așa, și când m-a pus să-mi bag extensiile în WC-ul. Trebuiau spălate? Poftim? Trebuiau spălate. Da, dar pot să asigur că Domestos n-a fost un balsam suficient de nutritiv. Le-a mai albit. Da, da, da. Dar știi ce mi-am dat eu seama? Că m-am dus la hairstylistul meu fix după să mă spele pe cap și îmi spune ăla, da, tu ești retardată, tu îți dai seama că în soluțiile alea de la toaletă e colorant albastru și tu ai extensii blonde în cap. Tu ești handicapată că nu le mai scoteai niciodată. Norocul tău că era pe terminate ăla, că am mai dat așa ultimul fus, ultimul fus din el. Da, astea au fost 3 provocări, că în general nu prea accept sau... Da, nu prea accept nenorociri prea mari. M-am mai dat și eu cu capul de ușă, am mai zis și eu o nenorocire. Dar nu chestii atât de hardcore cum se fac pe TikTok, că lumea chiar își dă silința. Isa, vreau să jucăm un joc, se numește Whisper Challenge combinat cu mimă. Ai 10 cuvinte, cât un minut la fiecare, ți-l spun o dată. Dacă nu înțelegi, Dani îți face talentul să te încurce. Bine, mie îmi plac jocurile astea, dar nu-s bună la ele, să știți. Nici Dani. Nici Dani nu e. Okay. Așa că... Moara mama. 3, 2, 1, merge. Jeleuri. Hai, Dani. Mi se pare că le-am mai dat pe asta. Dar tot nu știe să-l facă cum trebuie. De de mâncare. Da. Mama. Arată-mă că se întinde. Aha, da, uite, arată. Îmi vine să zic ceva foarte greșit și nu cred că e asta. Zi. Nu știu, o banană? Nu. Nu e? Banana se întinde, da. Rubber banana. Jaleu. Bun, așa? Jaleu, nu? E, vezi, e de la cu sare. Vezi că știi? Da, de la 50 de bani cu cola. Auzi și știi. Și asta și în sectorul 1. Și știi. Păi? Cred că ai copilării la Roma. Da. Hai. Hai. 3, 2, 1, merge. Banane. Hai că știi. Banană. Bun. Hai că știi, vezi? Hai că pe ăsta e jale. Nu știu dacă îl știe nici el. Ba, îl știe. 3, 2, 1, merge. Detartraj. Nu știu. Cercetaș, ai zis? Nu. Când îți cureți dinții. Ah. Pune și dacă zice dentist. Da. Detartaj. Bun. Cine vine că de la fațete? Nu m-a dus capul că zici treaba cine asta. Cine vine de la fațete? Bun. Că știam că ai dinți noi, nu mai ți-l puneam pe ăsta. Hai. 3, 2, 1, merge. Logoped. Deci, da, așa. Cu ce s-o ocupa? Are grijă de copiii mici. Zi. Da, serios vorbesc, da, doctor. Da, mă, să te ajute să vorbești. Ce mod? Barbierit? Pe ce e la barbă? S-a mama, dacă eu pot, nu pot. S-a scurat bine până acum. Asta e greu, mă, locul pe tine. Trea și unul greu. Cine e el? Nu, că nu știu ce să-i zici. Da, nu știe. Zero, stop. PES. PES. Logoped. Ai! Păi ați văzut că am știut aia cu detrătaj și ce ați zis? Că folosiți cel mai lung dar cuvânt. Dar sunt deja pregătite, sunt pregătite, nu cuvintele. Le scriem acum. Cuvânt, logoped. Hai că ăsta e ușor. 3, 2, 1, merge. PlayStation. Hai că trebuie să-l știi. Joystick. Consolă.
calculator, joystick, joc. Uite-te, deci la joystick. Am mine aici. La mine aici. I'm here. Gamer. Jocul masiv. Cum se cheamă? Să le iau un joc, consolă. Ce? PS4. Așa. Așa, PlayStation. Așa. PlayStation. Păi și... Păi zic cuvântul, păi nu? Păi e o componentă. Ba, da, da, vreau să zici cuvântul, că știai. Am zis, că știam eu. Hai. 3, 2, 1, merge. Prăjitură. Nu m-am uitat la buzele tale, bătam în gol. Prăjitură. Oricum, degeaba te uiți. Hai, dai. Mergi pe mâna. Mergi pe mâna. Mergi pe burtata, men. Tăiat. Pâine. Chec. Nu e bun, dar nu tare. Păi să moară mama, câte chestii putem era să tăiem. Era all-inclusiv. Ce? Chec, pâine, că tăi ceva. Eu cred că merge, mă, și merge, chec. Chec. Merge și merge, chec, era prăjitură. Chec, era prăjitură. Păi e chec, prăjitură. Da. Trebuie să fii pan de șpan. Hai să vedem acum, dacă ai făcut când erai mică. Ia. Yeah. Hai, 3, 2, 1, merge. Insectar. Hai că ai dat să se urce pe copaci. Nu știu ce e un insectar? Unde pui insectele? Pui, faci tu așa ca o... deschis ca o carte și pui insectele. Hai că trece timpul, Dani. Hai, că trece, dăm timp din cauza asta. Nu mai dăm timp. Insectar. Aha. Mamă. Nu se cred că nu știu. 9.50. Da. Nu că n-am învățat nimic. N-am învățat nimic. Hai. Hai. 3, 2, 1, merge. Cireșe. Rătăi copacul, dai. Hainic. Cireșe. Aha, mă. Nu se pune la jocul ăsta. Da, 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 da. Au și tu. Bun. Hai, că și pe astea le ghicești. 3, 2, 1, merge. Iarna. Cal. Geacă. Frig. Crăciun. Frig, gheață. Măi, zi, bă! Acum nu-ți mai e frig. Ninge. Hai că e bine, mă. Grindină. Grindină. Ce legătură are cu frigul? Nu contează. Hai că era bine, era iarnă. Mai e un cuvânt acum. L-am schimbat. Hai. Acum. 3, 2, 1, merge. Afro. Hai să te văd. La tine. Extensii. Așa e mizmătul afro. Șuvițe. Uite, vezi, se arată de acolo. Uite. Uite de la... Da, lasă, lasă. Lasă. M-a pieptăn, pieptănat. Perie. A fost o parapuzel cum ar veni. Ce de cu afro, mă, ăla? Pe extensii, perucă, ce e? De care? De care extensii? Tăipon, nu știu ce să zic. Dalea cu... Nu știu, pe extensii, păr brunet, nu știu. Hai că-ți dăm timp. Și arată, mă, că părul e și mic, poate să fie și mic la afro. Așa. Să m***a mama. Hair stylist? Așa. Așa. Eu am extensii. Noi. De care? Azi că mai dau timp. Mai dau timp. Arată-mă spre el. Arată spre el. Durag. Mamă, nu mai gata, că nu-și dă seama. Nu știu. Nu-și dă seama. Ce era? Afro. Afro. Păi da, părul afro nu e niciodată în jos. Dar tu ai greșit, minus 50 de puncte. Cum ai fi imitat? Așa. Da, da. Gen da, e în da, sus. Da. Eu am 10 din 10. Da, așa da. Trebuie să faci. No, e, nu. Cine are 10 din 10? Nu, no, nu, Meco. Meco are. Păi și eu cât am? Ai greșit pe ăsta. Ai greșit pe ăsta. Păi dar n-am greșit pe ăsta. Logoped. Logoped. Deci ai 8 din 10. Păi nu l-ai nimic. Păi nu l-am greșit pe ăsta, că nu, părul afro nu există așa. Nu există păr afro în jos, toate părurile afro. Trebuie să-ți dai seama. Da, din ce să-mi bine, dau? Bine, ok, hai să zicem că ai 9 din 10. Tot nu-l bați pe Meco. Păi da, dar am 9, nu am 8. Ok, nu. Mulțumesc. Deci, Meco rămâne neînvins. Da. Bun. Haterii de pe TikTok ți-au devenit la un moment dat susținători? Unii dintre ei? Bă, nu pot să-ți dau niște cazuri particulare, adică nu pot să zic numele lor sau astea, că nu știu, dar sunt anumite persoane care mi-au zis, acum îmi place de tine sau am ajuns să te plac după ce am văzut cum gândești, după mentalitatea ta, după ce am reușit să trec de ecran, ți-am văzut sufletul. Adică sunt niște persoane care mi-au semnat la faptul că din...
o barieră de hate, au reușit să treacă la a măcar se abține. Au ajuns să te cunoască. Da, chiar au vrut să și mă cunoască. Sunt destul de mulți oameni care vor să mă cunoască în viața reală, dar nu știu să zic un număr estimativ. Îți dai seama, e o curiozitate. Eu pentru ei sunt un pixel de pe internet. Îți dai seama că dacă îi fac să râdă, mulți sunt curioși. Oare o faci așa 20 de minute pe ceas cât o țin bateriile? Oare la fel se comportă și în viața reală? Oare carisma e aceeași? Oare totul e doar pentru urmăritori? Dar tu aici ai cu ceasul, că mișe 2 minute pe ceas, 7 minute pe ceas, trebuie să duci undeva. Eu tot cu ceasul de față nu trebuie să mă duc nicăieri. Nu. Mai am tot ca să fiu. Pe ziua de azi a fost programul doar la noi. Deci doar la noi e program. Azi, de mâine încolo să ce la bici. Mâine am. De mâine încolo ajunge Shelly la tine. De aia spune și nouă, tu faci live-ul constant pe TikTok, nu? Da. Deci înseamnă că ai depășit de mult o sumă de 5 cifre. Produsă. De 5 cifre? Da. De 5 cifre, de 5 zerouri, mai bine zis, da. Nu sunt o persoană strângăreață. Ok. Adică nu. Dar ai niște statistici acolo. Culoare. Da. Îți dai seama că am niște statistici pe care nu știu să le folosesc. Am live un scris la o de-asta de influenceri. Și zic care monitorizează... Într-o agenție. Da. Dar ea mă sună și îmi zic, bună, acolo săptămânar. Și zic, n-am timp, plec. Sau mă sună și îmi spune... A, tu doar primești bani. Numerele tale sunt, nu știu cum, super, e bine, da. Bine, pa. Am adică nu, bine. Nu știu, eu chiar tu doar nu știu. Vezi mesajul ăla de la dacă bancă. Dacă mi-a luat o săptămână să aflu cum se pune sticker-ul ăla acolo cu Revolut. Adică chiar a durat ceva. Eu chiar nu știu să folosesc tehnologia. Deloc. Deci tu practic ei înseamnă doar mesajul ăla de la bancă, în contul dumneavoastră au intrat suma X. Nu, dar dacă știu că nu mă din ăla măcar e simplu, știi ce zic? Dar dacă îmi spune statisticile tale au scăzut sub media de... Sunt prea multe cuvinte, mă pierd în detalii, nu mă ajută cu absolut nimic statisticile, că dacă ți-e dat să ai oameni pe live, nu mă ajută statisticile. Bine, lăsăm statisticile, media pe o săptămână, cam cât faci? Bani? Uh-huh. Nu vă zic. Păi ai zis că totul e declarat. Da. Păi e totul declarat, dar nu e declarat public. Înțelege? Declarat la stat. Nu e declarat public. E la alt stat. e declarat la stat. Nu e declarat public. Gen, mă duc și le zic la oameni, am primit azi 1000 deci faci peste 10.000 pe săptămână. Eu fac undeva la 1000 de lei pe zi. Deci ne-a zis. Gata. E bine. Deci vreo vreo 7.000 pe săptămână, ce vrea să ne spună. Ce vrea să spună. Ce vrea să ne spună, fraților. Mai vând o mașină, mai găsesc eu. Nu, că noi cu podcastul ăsta, că mulți nu știu, noi lucrăm și la ANAF. Uite, așa ne găsim și clienți, știi? Foarte bine. Știi? Glumim, îmi dai seama. Deci e trecută cu mult de 7.000 de lei pe săptămână suma. Și depinde, să știi, uite, am avut săptămâni și luni foarte, foarte proaste. Adică eu mi-am căutat și un job part-time. Asta se întâmplă, nu știu, să zic, de undeva... De o lună jumate, două, cred. Dar am căutat și la... Nu știu dacă poți da un nume. Nu știu cum funcționează. Hai zic că ți-l cenzurăm. Am căutat și la Play. Înțelegi? Dacă nu puteam din cauza tatuajelor. Nici nu au vrut, că eu deja am început în perioada cu GN1 și au zis, hai, pas, încalmează-te, du-te la pușcărie. Că am vrut să fiu la Bacarat acolo, că trebuia doar să zic place your bet și la revedere. După gen se juca singur jocul, știi ce zic? Da. Și era un salariu bun, adică mie mi-ar fi plăcut să mai fac niște chestii în afară. Da. Am început să mă axez mult pe filmat, am început să mă axez mult pe alte chestii din domeniul online, pentru că îmi place foarte mult și asta mi-am dorit să fac. Dar pentru 1000 de lei, cât stai pe zi pe live? Bă, am undeva la 7-8 ore, am avut și 10 ore și 12 ore pe live pe zi. Bă, ceva. Bă, cine zice că e ușor, noi am văzut, stăm, cred că o oră și ne ia cap. Oricum, de ce să nu recunoaștem față de un om care se duce, ia gândește că suma asta un om poate o ia, nu știu, o dată pe săptămână. Nu am negat niciodată că din online și toată lumea știe, nu numai la mine. Din online oricum se câștigă mai bine decât la un joc fizic. Da. Da. Real, orice ai face pe pământul ăsta, câștigi mult mai. Dacă știi să-ți alegi jobul, mă gândesc că probabil faci oricum mai mult decât un influencer sau ai o calitate superioară. Dar din online se câștigă mult mai mulți bani decât, nu știu, dacă te duci fizic să lucrezi. Uite, spre exemplu, eu aș fi putut maxim să am un salariu de 5.000 de lei pe lună dacă colaboram cu două companii deodată. Uh-huh. Înțelegi? Și... 5.000 de lei pe lună pentru ce am explicat la începutul podcastului că vreau eu să fac și îmi doresc mai mult decât orice pe lumea asta, nu mi-ar fi ajuns, poate mă făceam transexuală pe la vreo 85 de ani, înainte să-mi iau coșciug, îmi puneam extensii. Nu reușești, real nu reușești. Sau, iar mai ai o oportunitate, dacă o pot numi așa, pe lângă jobul fizic sau internetul, calea escortei. Te-ai gândit și la treaba asta? Logic m-am gândit, doar că nu pot. Eu sunt foarte instabilă psihic, asta e pentru femeie sau o persoană cu o tărie de caracter inimaginabil de mare. Eu nu pot. Ce zodie ești tu? Rac.
Eu sunt mult mai emotional așa, eu nu pot. Eu am avut 3 gagici toată viața mea, eu nu pot să mă... Nu pot eu. Sunt persoane care pot și bravo lor că o fac. Îți faci banii cum vrei tu, nu te mai interesează. Eu am o vorbă, se zice, nu te întreabă de unde ai, zice ce bine stă cu ei. Știi ce zic? Dar nu pot eu. Adică pentru mine e mâna universului ce mi se întâmplă în momentul de față și sunt exagerat de recunoscătoare. Și chiar muncesc, adică dacă pot numi așa. Adică îmi dau tot timpul meu, toată silința mea, alerg prin toate părțile doar ca să ajung acolo. Da, uite că ne spuneai că e destul de expensiv stilul ăsta de viață. Ești cheltuitoare așa de felul tău? Ba, gen, eu să zic acum teoria fraierului a ajuns, sincer, că eu dacă n-am avut când am fost mic, îți dai seama că am băgat iama când am pus și eu mâna pe bani, nu? Gen, de ce să vă mint? Nu aveam cam de niciunele la bază și când am prins și eu 10 milioane aia, că mi-au și-o treningul ăla, mai mi-au și-o dat și aia, mai mi-au și-o geanta aia, mai mi-au... Da, chiar mi-am luat, pentru că am simțit un gol când foarte mulți oameni nu aveau și încercam, fără să-mi dau seama, la nivel psihic, să mă ridic la așteptările societății, de un foarte mare. Pentru că în momentul în care le ai, nu mai fac atât de mare valoare. Chiar nu mai fac, sincer. Adică nu știu dacă am moment de față să zic că mă duc acasă, că mă așteaptă treningul Y sau abia aștept să... Deci ai făcut de multe ori cumpărături și din nevoia asta, pentru că frustrarea oamenilor s-a adunat pe tine, la mine a devenit o manie la început. Și când cumva să te eliberezi, făceai eu... cumpărături, nu? Da. Când începusem să-mi câștig eu undeva la, nu știu, 100 de euro la 2-3 zile, mi strângeam pe toți până făceam 10, 15, 20 de milioane și mă duceam și îmi cumpăram chestii, chiar dacă eu, spre exemplu, aveam pantaloni sau aveam Adidas sau aveam jeans sau aveam rimel, îmi mai cumpăram ceva ca să pot să suplinez niște lipsuri din viața mea pe care simțeam că le pot umple cu altceva. Dar erau niște satisfacții de moment. Am realizat și eu cu timpul. Și ai văzut că sunt de moment. Și acum, care ar fi valorile la care te raportezi? Ba, valorile, stai, la ce te referi? Financiare, te referi la, sau la valori în viață în general? Spune-le după ce te ghidezi tu în viață. Da. Ba, sincer, după bunătatea oamenilor și după ce pot oamenii să-mi ofere din jurul meu. Și nu mă refer la nivel financiar. Pur și simplu momentul în care am nevoie de o persoană să știe că am nevoie de ea fără să-i spun. Înțelegi? Eu duc barierele astea emoționale foarte departe, poate mai departe decât le duce un om normal. Am nevoie de compasiune, de înțelegere, iubire și răbdare. N-am nevoie de prea multe chestii. Adică sănătos să fim, că banii facem. Deci ai așteptări de la oameni? Am așteptări de la oamenii din jurul meu. N-am așteptări de la oameni în general. Că dacă ai așteptări de la oameni, ajungi la nebuni, secția agitați. Și ai câți prieteni ai adevărați? 3. Unul e aici cu noi? E aici cu noi? Nu mi-e rușine, e tovarășul meu, el nu e prietenul meu. Adică e foarte greu să numesc eu un om prieten. Păi ce trebuie să îndeplinească? Păi trebuie să trebuie să, în primul rând, trebuie să fie valoarea timpului care a trecut peste noi și momentele în care am avut nevoie de tine, tu ai avut nevoie de mine și lucrurile s-au legat între noi fără să vorbim. Nu știu, sunt niște valori morale peste care trebuie să treacă timpul. Nu pot, cu el vorbesc de 4-5 luni de zile. Nu am cum să zic că a reacționat într-un moment. Mai sau... până acolo, mai. Da, dacă mă bate cu dacă mă bate lumea pe stradă, vreau să știu că și ea pumnii aia în gură. Știi ce zic? Că măcar a încercat să se bage, chit că eu nu vreau. Au, treci mai repede în semifinal. Să meargă în RXF. Da. Bag eu cu Tatiana. Vrei să te duci în RXF? Nu mă duc. Ce să caut eu acolo? Dar dacă să ar fiu... fi să fie, dacă cu cine te-ai bate? Cu cine? Da. Nu știu, gen n-aș provoca așa pe cineva, că eu n-am dușmă nicomă. Uite, cu Ezechiel, spre exemplu. Cine e Ezechiel? Ezechiel e donatorul meu, eu nu înțeleg de ce aveți tot dușmănie pe el, că mi se pare un copil foarte simpatic. Noi nu avem dușmănie pe el, urmează să vină și la noi. Toată lumea pe live îmi zice de el, Ezechiel, părere, cine-i troglodit. Nu avem dușmănie, trebuie să vină și la noi, îl așteptăm să vină la noi. Ok, ok, mi se pare un copil simpatic, am intrat doar pe live-ul lui, am donat și eu, dar mereu îl văd la mine în comentarii. L-am auzit că a făcut la un moment dat un videoclip, mâine mergem să ne batem cu cineva la RXF. Să mă bat cu cineva la RXF. Da. Nu știu, eu nu mă bat, eu nu știu să mă bat, spun sincer, eu sunt doar foarte tare în gură. Să-ți zgârii, poate, nu știu. Păi n-am cu cine să mă zgâri eu. Armele alea, armele alea. No. Freddy Krueger. Să știi că pot fi folosite dacă le fac stiletto, știi, unghiile alea ascuțite? Atunci poate fi fatală situația. Dar până atunci putem doar să zgâriem. Ei, cu cine te-ai zgâria atunci? Nu e fatal să zgâri, că dacă nu știu că câștig, eu nu mă bag. Eu sunt foarte competitiv. Păi stai, mă, că, stai că tu câștigi, dar nu să-i dai lui ăla dead. Că tu câștigi, tu ai să ne dau fatală. Păi nu vorbim de fatală aici. Tu vrei acolo să intri și gata, domne, dau knockout. Body count? Da. Mai ne-a răspuns deja la body count. Nu, body count ăla pe bune. A, ăla pe bune. La revedere. Deci cu cine te-ai bate? Dacă ar fi să fie într-un univers ăsta... Nu fi să fie. Paralel. Nu știu, sincer, chiar nu știu. N-am să-ți dau un nume. Nu am... N-am nicio persoană să zici că ea își smulge părul în cap o străzi așa doar dacă îl prind. Te-ai bate tot, cu cineva tot în comunitate, bănuiesc. Dacă ar fi să fie. Da, cel mai probabil. Mai high class? Nu. Nu, calea high class nu vorbesc curat, nu sunt tare în gură. Poftim? Cel puțin cu mine n-au fost.
Au fost niște înțepături, dar nu pot să zic că poate să ducă la o provocare Shaolin. Provocare Shaolin. Dar uite, fii atent. Deci ai zis că ai avut trei iubiți, nu? După vârsta de 18 ani. I-am avut și înainte, dar nu i-am recunoscut nici. A, doar că nu i-ai recunoscut. Da, nu, adică nu-i ziceam, îmi trăiam și eu povestea de dragoste singură, adică nu-i postam pe internet, nu. Tu și respectivul. Da, da, era prost dacă știam doar eu și nu știa nici ăla, nu? Îți dai seama. Era ceva fictiv. Nu, din fericire o știam amândoi. Deci când a venit prima relație? 16 spre 17 ani. Da. De ce s-a sfârșit prima relație? Dar stai că eu scui, până acolo, cum v-ați cunoscut? Pe Tinder. Îmi făcusem Tinder, am mințit că am 18 ani. Ok. Și a fost unul dintre meciuri. Mi-a scris, nu știu ce, eu oricum eram fiartă să am gazic, era visul meu. Eu, oricum o parte din copilăria mea aveam impresia că fericirea totală constă într-o relație, știi ce zic? Nu e adevărat. Și nu e adevărat. Păi chiar nu e adevărat, că nu e adevărat. N-ai cum. Okay. Nu mi-a plăcut doar privirea ta pe care ai aruncat-o la cameră. Da, păi vreau să simțiți ce am simțit eu. Și... Corect. Corect. S-a terminat că m-a înșelat. El mi-a scris pe Tinder, am fost împreună un an de zile și m-a înșelat. Dar l-am prins. Te-a înșelat cu cine? Cu un băiat, gen, păi în perioada aia... Păi nu, stai că dacă era să fie femeie, era mai nasol. Cred că înșelatul e nasol, oricum mai dau, nu știu dacă e mai nasol într-un punct. Adică dacă te-ar fi înșelat cu o femeie, mine, aveai ceva pentru împotrivă? Pentru mine înșelatul nu e... Aș avea ceva împotrivă oricum, că nu vreau să-mi împart gagicul în general, că nu trăim cu șeici, dar... mie înșelatul mi se pare înșelatul încrederii pentru mine și dacă conversez cu cineva oricum mai înșelat, știi ce zic? Dar la modul nu persecutistă, gen dacă îi spui bună lui măta, o să am impresia că e o relație conjugală cu ea noaptea. Dacă ți-o dai tu flirti cu lumea, pentru mine mă înșeli, nu trebuie neapărat să fie actul în sine ca să... E înșelatul încrederii, eu îmi pun fericirea în tine, da? Îmi pun iubirea în tine, îmi pun încrederea în tine. Dacă tu te ștergi cu ea la curd în chestii mărunte, îți dai seama că nu o să te oprească nimic să duci mai departe, nu? Adică nu are șansa să-ți explice... Nu, ce șansa să mă explici, gen? Că știi că mă deranjează, nu? Dacă îmi faci chestii care mă deranjează și mă enervează... Bine, nu o să-i mai scriu. Așa mi-a zis! Așa mi-a zis! Privirea, am spus totul. Da, 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 da. Da, da, da. Dar cum arată bărbatul ideal pentru tine? Bă, gen... N-am un tipar anume. Adică am și n-am un tipar anume. De ce la care ai? Eu vreau să fie brunet. Da. Nu vă gândiți la nimic altceva. Gen acum că... Așa. Hai zi că mă dacă îndeplinește condițiile, zi. Așa, nu, doar să fie brunet și să aibă ochii căpruși sau negri, atât, în rest nu-mi pasă. Check! Aha. Doi din doi. Exclus în persoanele de față. Ok. Atât. Atât. Da, și situația financiară cum să fie? Nu minți. Ok, am vrut să fiu porumbelul păci o secundă. Pot să zic că înainte nu mă ai interesa... Ai floricica. Da, da, da. Pot să zic că înainte nu mă interesa absolut deloc. Adică puteam să ne împărțim sărăcia, să mâncăm o vafă împreună, să fugim, să vindem varză murată, să facem orice. Da. Dar în momentul de față am pretenția dacă eu produc 10 lei și tu să produci 10 lei. N-am pretenția la mai mult. Ai egalitate. Da, 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 uh-huh. Da, da. Și dacă el produce 5 lei? Da, ce faci? Dar totuși e iubirea adevărată între voi. Păi și cum e iubirea adevărată? Păi de ce e doar legată de bani? Păi la un moment dat, știi care e chestia? În primul an de zile e vorba despre floricelele din stomac, da? După, în momentul în care vreți să vă întemeiați ceva mai serios, automat intervine sursa financiară prin care trebuie tot să trecem, da? În momentul în care ego-ul masculin va simți că pe mine, o energie feminină masculină, cum vreți voi să mă numiți, produce cu 0,5 mai mult, vor interveni discuții și frustrări la nivelul lui interior. Și știu pentru că am trecut prin chestia asta. Adică nu o să-i convină lui și decât să creez un om frustrat din iubire, prefer să las lucrurile așa. Mie e bine singură. Și ce înseamnă pentru tine ceva mai serios? Ceva mai, nu știu, ne mutăm împreună, avem vacanțe împreună, chiar și o familie, eu îmi doresc să adopt un copil. Adică, aici voiam să ajung. Da, da. Eu îmi doresc, mi-am dorit întotdeauna să am o fetiță, indiferent că mai am 5 zile de trăit, 4 zile cu fetița mea le petrec. Și cum îi explici schimbarea ta? Păi, pur și simplu mă gândesc că o să trebuiască să înțeleagă atât timp cât ea o să fie crescută într-un mediu de genul și o să-i explic că nu este ceva de judecat, nu este ceva pe care tu alegi, nu te gândi că cineva alege partea grea, nu? Că din câte îmi dau seama și din câte am realizat eu până acum, am ales o parte mult mai grea decât mi-era înainte, un lifestyle mult mai complicat, dar o să-i explic. Eu sunt mama ta și te iubesc foarte mult și e tot ce trebuie să știi, nimic mai mult. Și dacă voi avea hate copilul din cauza asta? Pur și simplu mă voi asigura că pot să reduc din el cât de mult pot.
ca nivel de părinte. Voi vorbi cu profesori, voi vorbi cu cadre didactice, voi duce la psiholog, voi avea grijă ca copilul meu să îndeplinească niște norme normale ale mentalității. Și întrebarea noastră, și dacă ai fi tu președinte, da, pentru o zi, ce ai face? Mă abțiu. În afară de muzica la semafoare. Nu, no, eu nu vreau muzica la semafoare, nu. Președinte pentru o zi? Aș... Nici nu știu... Eu am un pic grijă să nu spun chestii foarte urâte, eu zic sincer. Aș încerca să schimb un pic materia de școală și cum explică profesorii anumite chestii, înțelegi? Mi se pare că din educația claselor primare pleacă foarte multe mentalități, înțelegi? Dacă s-ar vorbi despre alte subiecte mai importante, mai controversate, mai actuale la secolul în care suntem, nu materia 1800, oamenii crescând cu ele le-ar înțelege diferit, înțelegi? Dacă ar fi... endocrinologi care ar vorbi în școală, dacă ar fi profesorii de biologie să explice ce la nivel biologic ce se întâmplă în corpurile oamenilor și de la sistem reproducător la identitate de gen la psihologie, nu doar să îmi spui cum întorc foaia să găsesc leuca, asta se întâmplă la psihologie la școli. Aș schimba un pic definiția unor materii. Și pentru tine personal ce-i faci? Pentru mine? Da. Pe lângă toate operațiile de care, da, ai nevoie. Da, sunt asta. Păi alea sunt pe locul 1, nici măcar nu cred că mai trebuie să le enunțez. Și pe care vrei să le faci. Da. Eu, pentru mine, tot ce aș putea să schimb în România ar fi să am un moment în care să mă asculte efectiv toți oamenii pe o rază foarte mare de kilometri ca să mă cunoască pe mine cum sunt cu adevărat și nu ceea ce par sau ce am vrut până acum să-i las să creadă despre mine. Deci să văd dacă mai judecă la fel. Ai fi un cumva sus așa? Stați la locurile voastre! Nu, pur și simplu. Știi cum se dădea un DSN când era o fază de aia horror de se schimba televizorul random pe un canal? Da. Exact așa. Gata, știu. Apar eu și zic acolo vrând nevrând, nu poți să-l oprești, nu poți să-i faci nimic. Întrerupem programul în această seară. Trebuie să mă asculți 3 minute. Și dacă după la 3 minute tu în continuare, după ce eu mi-am expus sufletul, trăirile, absolut tot ceea ce s-a întâmplat viața mea de m-a adus în punctul ăsta, enunțat foarte bine să nu ocup prea mult din timpul oamenilor, în continuare nu mă suport și vrei să mă scuip și vrei să mă mănânci spitalul, e decizia ta, asta spune multe despre sufletul tău, nu despre mine. Păi crezi tu că s-ar mai întâmpla în momentul ăla de moment ce ai fi președintă a României? N-ai treabă, oricine de pe fața pământului are hate. Oricine, și Iohannis, și... n-ați văzut meme-urile cu Iohannis de pe TikTok? Niciodată? Păi și cum președintele României a permis așa ceva? Nu-l interesează, omul își vede de treaba lui. Ca să reușești ceva, tind eu să cred că trebuie să-ți vezi de treaba ta. Că dacă o să asculți în stânga și în dreapta mereu, o să fii bruiat de situații de inconveniență. Unde te vezi tu peste 10 ani? Din punct de vedere profesional, cum vrei tu? Deci, eu mă văd în continuare pe internet. Adică eu oricum viața mea acolo vreau să desfășoare. Mie îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place și interacțiunea cu oamenii. Chit că îmi place mai mult aia pozitivă decât aia negativă, dar o ales și pe aia că n-am ce să fac. M-am adaptat la stilul ăsta de viață. M-aș vedea deschizându-mi propriul lanț de frizerii, coafură, cosmetică, în general pe saloane. Deci ești atrasă de partea asta. Da, îmi place domeniul beauty și mi se pare că e un domeniu care n-ar muri niciodată. Eu pe asta aș vrea să merg. În general am făcut așa un studiu și cam ce nu moare la bază sunt păcănelele, saloanele, fiormeriile, chestii de genul care mormântările. Au de... Mormântările, da, dar nu pot. Ala e segmentul lui Florian Chira. Nu vreau să am contact cu lumea de dincolo mai mult decât am la mine în sufragerie, chiar nu îmi trebuie. Ai avut experiențe de-astea cu paranormalul? Da, am strigoi la mine în casă, nu vreau să discut despre ei, că sunt foarte supărați. Zim că sunt foc pe subiectul ăsta. Și eu sunt foc să aud. Hai, bea apa, liniștiți. Bea apa ca să să-ți faci curaj. Deci, la mine în casă, oricum se mută, se trântesc cuși de boala copiilor. Eu inițial am dat vina pe curent până când am închis toate geamurile și am văzut că lucrurile astea se întâmplă în continuare. A fost o chestie un pic mai gravă, așa să zic, în care n-am mai vrut să mă duc acasă, am vrut să chem direct exorcistul, dar am vorbit cu mama să caute pe net de la de bioenergie, să facă ea ceva. Mi s-au mutat niște lucruri din casă într-un mod foarte, foarte suspect, la diferență de 5 minute. Știi ce zic? Eram în bucătărie, am fost până la baie tot ok, când m-am întors, lucrurile erau super dezaranjate. Și am zis, bă, ce s-a întâmplat? Mi-am sunat prietenele că ele tocmai plecaseră și le-am întrebat, bă, v-ați gândit să faceți năvală în sufragerie, să vă faceți revelionul pe aici? Nici n-am trecut pe acolo. Zic, ok, urcați înapoi până sus, că mie mi-e frică, nu vreau să iau parte la ce se întâmplă aici.
Și când mă întorc, eu le povesteam lor ce s-a întâmplat, că mi s-au dezaranjat lucrurile și că e foarte dubios. Inițial ele m-au luat la mișto, până în momentul în care una dintre ele m-a crezut și când s-a pus ea jos pe canapea, mi s-a stins lumina în toată casa. Pisica mea a început să facă foarte, foarte, foarte urât, la modul a început să scoată niște sunete pe care nu le-am auzit niciodată. Erau sunete, nu știu, from hell venite, nu știu de unde dracu veneau. Mi s-au aprins LED-urile, eu le-am lăsat pe roșu, ele s-au făcut multicolore, era steagul României la mine în balcon. Și în momentul ăla când am dat să fug din casă, mi s-a trântit ușa de la sufragerie, gen ok, am două martore, cu una nu mai vorbesc, că e o bețivă ordinară și nu mai vreau să am prietenii cu ea, dar cealaltă este în continuare tovarășa mea și pot să-i preiau răspunsul. Pe una dintre ele când a dat să iasă s-a închis ușa imediat și a dat-o cu capul de ușă, cealaltă a căzut pe jos, a simțit ceva pe la picioare, era să leșine păscări și când ne-am întors, eu am dus inițial să iau pisica, că nu puteam să las pisica cu strigoiul în casă. Ok, mai iau eu cu strigoiul, dar mi-au pisica acasă. Și când m-am dus să iau pisica, nu o găseam absolut deloc prin casă, eram pe hol, exact la intrare și am simțit cum trece ceva pe la picioare. Dar la modul, știi cum sunt pămătufurile alea de praf, de vezi pe filmele din America? Uh-huh. Exact așa, ca și cum a trecut ceva. Și eu am zis, Isis, stai să nu iasă pisica. Și mi-a zis, stai că o prind eu. Nu era pisica, adică și eu și tovarășa mea am simțit ceva pe la picioare, nu a fost pisica. Și după să aud pisica din celălalt capăt al casei, că eu am casa foarte pe lung, și aud... mi-a venit rău, am spus nu pot să iau parte la așa ceva, am luat pisica la sub braț, extensiile lui vară mea, care erau foarte prețioase. Extensiile și... erau unde erau. Da. Și am fugit pe scări cu pisica. După am dormit la una dintre tovarășele mele acasă, am vorbit cu mama să aducem un preot sau ceva care să sfințească în casă sau să facă ceva, până când, nu știu de ce mi-a venit mie, nu știu dacă au luat contact entitățile cu mine sau nu, dar nu am mai vrut să aduc preotul și am zis că decât să le enervez mai tare, mai bine fac armistițiu în casă. L-am lăsat și acum se mai trântește un geam, se mai aude un foșne, se mai sparge o cană, de e mai chill acum. Dar ți-o dor singur acolo? Da. Eu am apartamentul meu. Mai dormi acolo? Da, eu dorm foarte bine. Deci ăla e apartamentul tău, nu e închirie sau ceva, nu? Că asta v-am zis, mută-te. Păi asta voiam și eu să zic. Nu, urmează să fie vândut. Urmează să fie vândut. Următorul pe care... Ca să auziți frate. Următorul cumpărător. Cine cumpărați de la ei, care cumpărați de la ISA, să știți că vine la pachet cu un strigoi. Semnăm contract. Scriem noi. Semnez contract de prestări servicii pentru strigoi stimabili. Adică chiar nu e nevoie. Păi poate să pună o clauză de aia în contract. Pentru suma X pe lună pot să vin să liniștesc strigoiul. Trebuie să avem discuții de astea. Păi da, colegii de ultimă bancă, nu? Da. Hai că te duc într-o zonă mai normală. Te rog. Ai încredere în bărbați? N-am încredere în oameni în general, indiferent de sexul lor. Eu n-am încredere decât în mine și mine două zile pe săptămână. Adică... Și restul de cinci? Restul în cinci îmi pun îndoieli. Ca orice om, suntem atrași de diferite chestii, încercări. Nu am încredere în oameni la bază. Dar de ce te îndoiești tu cel mai rău în viața asta? De oameni. De-aia mi-e cel mai frică. Nu mi-e frică de nimic. Nu mi-e frică de nicio boală, de nicio nimic. Mi-e frică de oameni foarte tare. Mi-e frică de sentimentul ăla de atașament pe care poate să ți-l ofere și după să plece fără explicații. Eu am teamă de abandon creată pe cauza familiei, pe cauze familiare, pe cauze prietenești, relații, adică morți. Nu îmi trebuie. Adică eu încerc să nu pun atât de mult așa atașament pe oameni. Probabil de-aia m-am și dus în zona de financiar mai mult și am încercat să pun preț pe alte chestii. Băi, ceva, și teama asta de abandon s-a creat o traumă până la urmă. Da. Știi care e problema? Că în ultima perioadă o auzim din ce în ce mai des. Bă, nu știu cât de televizată sau de mass-mediatizată e. La mine nu s-a întâmplat din cauza faptului că m-a aruncat un iubit la gunoi, că nu sunt de cleștar. Din cauza mea s-a întâmplat că în 3 luni de zile bunica mea de la sănătoasă a murit. Și a fost femeia care pe mine m-a crescut. Din cauza ta? Nu. S-a referit... Da, am înțeles. Cauza temei de abandon care s-a creat a fost din cauza faptului că bunica mea de la sănătoasă în picioare la muncă, în 3 luni de zile a murit. Adică i-am făcut o mormântare. Atunci s-a creat, în momentul în care un om care e cu tine non-stop și ți oferă toată încrederea... Deci erai foarte atașată de... Doamne, da, tot am... Mâna asta e super plină de tatuaje cu ea și aici, și aici, și o grămadă, și citatul pentru ea, eu cu ea, iar... Și te-a susținut? Ea m-a susținut în absolut orice. Orice. Vă dați seama, ea a murit undeva când eram eu clasa a 8-a, a 9-a. Eram destul de mare, n-am murit când aveam 3 ani, adică chestia aia e implementată acolo, imaginele sunt în continuare rămase, nu e, aveam 8 luni și mi-a murit bunicul, am intrat în depresie, nu funcționează chiar așa. Cred că e mai rău când ești puțin mai mare, nu? Păi asta zic, e mult, păi da, când ești bebeluș e mult mai ok, pentru că nu ți-aduce aminte, sau când ești un copil, ți se prezintă altfel de către părinți, în continuare ai restul familiei, dar ea a fost femeia care pe mine m-a crescut, m-a învățat să iubesc, să apreciez, să stimez, să fac bine când nu mi se face bine, să nu plâng pentru oamenii care nu plâng pentru mine. A fost îngerul meu, a fost Dumnezeu meu.
tot. Mie, de acolo mi s-a creat totul. Și în momentul în care a plecat ea, au început să vină din ce în ce mai multe nenorociri, pentru că eu eram obișnuit să am un stâlp de bază. Și în momentul în care stâlpul ăla a plecat, cumva. Da, în momentul în care stâlpul ăla a plecat, am dat nas în nas cu o grămadă de evenimente pe care eu nu le cunoșteam, toate punându-le ea piedică să nu ajungă la mine. Da. Și loco contigo, am reușit puțin. Dar cu ajutorul ei, în momentul de față, am reușit să fac tot ceea ce fac în momentul de azi. Poate pentru unii nu e mult, pentru mine e enorm. Trăiești în fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Da. Dar tu în Dumnezeu crezi? Oscar. Bă, gen teoria mea cu Dumnezeu și poate să fie foarte judecabilă, nu e că cred sau nu cred în Dumnezeu. Eu nu cred în teoria demonstrată de până acum și nu pentru că am citit eu sau am mers, pur și simplu e ceea ce simt. Eu nu cred că există un bătrân în ceruri care așteaptă să murim să poată să ne judece faptele în momentul în care el se presupune că ne-a dat liber arbitru, corect? Adică dacă tu pe pământul ăsta m-ai lăsat fără un regulament și doar cu o Biblie care a fost rescrisă de 500.000 de ori, lucru care e dovedit, da? E un regulament, dacă stai să te gândești, să cele 10 porunci. Da, e un regulament, dar în regulamentul ăla nu scrie că trebuie să, nu știu, să jignești oamenii din jurul tău sau să faci foarte multe lucruri clar, pe care nu. Oamenii le fac în general, înțelegi? Oamenii care mie mi-aduc în vedere Dumnezeu și credința și absolut orice, în contravaloarea lucrurilor pe care eu le fac, oamenii ăia nu sunt fără de păcat. Nu are cum nimeni să mă judece pe mine, cum nici eu n-am cum să te judec pe tine și pe alții. Lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă toată lumea de față pământului. Nu ai cum să judeci un om când tu nu ești în pielea lui și nu ai trăit ceea ce omul a trăit. Nu ai cum, pentru că Dumnezeu, da, tu crezi în Dumnezeu, da? Și tu vii și mă judeci pe mine. Cum arăți credința față de Dumnezeu atât timp cât tu arunci cu căcat în mine din orice lucru ți se pare ție ieșit din tiparul normalului, care apropo ce crezi, n-are o definiție. Că nu are o definiție normală. Nu există o definiție a normalului, nu există niște tipare în care să te încadrezi să fii normal. Normalul e prevenit de ochii privitorului. Și cam atât. Și cum e, nu-mi pasă. Și ce crezi că se întâmplă cu noi după moarte? Nu știu ce cred, pentru că n-am fost acolo, nu-mi doresc să ajung prea curând. Teoria, 50 de ani. Nu știu, eu cred că e the other side, cum ar veni. Efectiv, ajutăm restul oamenilor din viața noastră cu ce ne-am putut să-i ajutăm cât încă sunt în viață. Ghost, deci fantom, ai fi un spirit. Da, un fel de spirit sau și după ce își îndeplinește misiunea. Uite, nu știu, spre exemplu, sunt oameni care nu vor să moară până nu-și văd nepotul la facultate, să zic, da? E, dacă ai murit cu 8 ani înainte ca nepotul tău să fie la facultate, misiunea ta și cea mai mare dorința ta a fost în momentul în care copilul ăla a ajuns la facultate, are bani, are mașină. E exact cum ai vrut tu să-l vezi când era în viață. În momentul ăla, efectiv, nu știu. Te duci către lumină. Da, te duci către lumină, particule de energie, orice. Eu cred foarte mult în univers, cred în karma, cred în legea atracției, cred că în momentul în care faci bine, n-ai cum să primești rău, înțelegi? Dacă tu predomini în bine și ți-a dat o palmă, 2, 3, 5, 8, 10, 15, dacă tu în continuare predomini cu binele, nu are cum la finalul zilei să fie rău. Și dacă e rău, nu e finalul. Mai ai de tras un pic. Pentru că cei altul e pus deoparte și nu să-ți ia nimic. Cred eu. Acum nu știu, poate e un punct de vedere. Da. De câți bani are nevoie un bărbat ca să scoate la date? Nu știu cât costă masă în oraș, 2 milioane? 2 milioane, cred. Și dacă zice Isa, da. Hai să mergem la shawarma. Da. Mergem, dar să se înjure cu lumea pe drum. Adică eu n-am o problemă. Îți asum veri. Da, merge, mâncăm și mec când par la Unirii, cum vrei tu. Dar tu te-ai cu herbă. Tu ai vrut. Da, eu ți-am zis, hai undeva unde-s camere de luat vederi. Dacă te-ai vrut la Sharmola, ia și ceartă-te cu indienii pe stradă. Ola. Sharmola. Ce facem noi? Ce mâncăm? Sharmola. Sharmola. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu ești pretențioasă. Nu sunt, dar nu sunt la bază. O zici doar așa pentru camere sau? Nu. De eu ies în continuare, eu am mai ieșit la date-uri. Doar că nu s-a legat absolut nimica, că mă enervează foarte tare. Că marea majoritate vor să-mi iau ochii cu... Instagram răspund cel mai des. Nu mai am o aplicație. Nu mai am un moment de față niciun fel de aplicație. Există conturi, dar nu sunt eu pe ele. Cum îi zice? Nu mai știu, că ne-a dat un prieten al nostru. Da. Mai e, dacă vreți, vă zic eu una pe care m-a găsit cineva acum că mi-au dat profilul pe Instagram. E Badu, se numește. E tot ceva ca un Tinder. Asta o știu, da. Badu și Tinderul. Asta nu mai știu cum se numește, de zice. Aflăm noi după emisiune. Am uitat, nu mai știu. Eu habar n-am. Nu știu, eu oricum sunt pe toate, dar nu folosesc niciuna. Dar vicii ai? În afară de țigară. Fumez până fac spume la gură. Și beau cola până fac spume la gură și beau cafele până fac spume la gură și astea sunt viața. Ah, da, ești tu așa agitată. Da, văd. Acum s-a mai liniștit de la apa asta. Da. Nu apă. Nu apă. Eu chiar o evit cum ar veni, dar m-am obișnuit eu de când am ieșit prima dată. Îți face rău apa. Da. Eu nu beam deloc înainte și am ajuns la urgență din cauza la cola. Cu mândrie în suflet,
am ajuns la urgențe. Băi, fraților, beți apă. Beți apă. Da, chiar beți apă. Eu am început să beau din cauza mamei unei prietene foarte bune de ale mele, Mia, care îmi zicea, băi, copilule, bea apă, nu vezi că tremuri? Ia, dacă tot bei 5 litri de cafea, bea apă, 1 litru de apă. Ia, uite, normal se aduce cafeaua cu apă, lumea bună, civilizat, unde trăiești, în pește? Da. Și atunci când am văzut măsa mare, avocată, nu știu ce, zic, bea apă, pe-și. Atunci s-a acabat high class-ul din tine. Vă rog frumos un pahar și dacă nu-l beau pe tot, să se știe. Să fie acolo. M-ar veni. Să știe că e adăugat, da, da. În ultimul timp am început să mai beau apă, dar în general trăiesc. Trăiesc și îmi dau duhul pentru țigări, hițuri, apă și cola. Te-au trădat vreodată prietenii pe care îi considerai prieteni adevărați? Da. Și cum e pedepsit? Dar ce înseamnă la tine, uite, trădare capitală peste care nu poți să treci? Bă, gen... Pentru mine trădare e momentul în care eu îți împărtășesc niște lucruri. Înțelegi, mă deschid în fața ta, te las să ajungi la părticica aia mică din inima mea care mai e colorată și tu, pe lângă faptul că nu mi-oferi aceeași chestie, ori îmi duci povestea mai departe, fie că e într-un spirit de glumă, fie că e în orice alt spirit, da? Da. Cât timp mă rănești intenționat și în momentul în care știi că de mine se face mișto afară și tu ești prezent, tu dacă nu mi-ai luat apărarea sau ai plecat acasă, pentru mine ești la fel de vinovat, chit că tu n-ai spus absolut nimic. Înțelegi? Pentru mine, gen, ți-am zis, prietenia și relațiile, dar în momentul de față vorbim de prietenie, e foarte deep. Adică pentru mine un prieten adevărat, dacă îmi dau sufletul pentru tine, tu trebuie să dai sufletul pentru mine. Nu funcționează așa. Dacă, spre exemplu, uite, adică să zic cum mi-am pierdut una dintre cele mai bune prietene, care a fost una dintre cele mai bune prietene mele de la 10 ani până la 20, da? Se vorbea afară urât de mine. Înțelegeți că se făcea mișto masiv, pentru că era perioada în care eu abia începusem toate demersurile pe care le vedeți în ziua de azi. E, și în momentul în care eu am aflat de la alte persoane, tovarăși, cunoștințe din cartier, că în momentul în care se făcea mișto de mine, tovarășa mea râdea și nu avea nicio problemă, știind cât de sensibil este subiectul ăsta și perioada respectivă din viața mea, chiar și în momentul de față, au fost discuții foarte, foarte mari, din care au degenerat altele și în momentul de față nu mai vorbim. Și nici nu o să mai vorbim vreodată, pentru că nu-mi trebuie genul ăsta de oameni lângă mine. Și doar exagerat de tare. Adică eu îmi pun sufletul și într-o prietenie și într-o relație și într-o activitate și în absolut orice, nu-ți bagi joc de mine. Ori faci lucrurile la fel de bine ca mine, ori de acasă. E foarte simplu. Poate persoana respectivă s-a gândit că poate fi judecată dacă ți-a apărare. Ok, dacă e judecată că ești prietenă cu mine, nu mai ești, gen. Ori așa, ori așa. E foarte simplu. La mine e foarte din topor. Nu funcționezi ca om. Dacă eu sunt tovarășul tău, da? Și el vorbește urât de tine. Și eu îi zic, eu ce fac? Eu stau și ascult, îmi place povestea, nu? Adică e interesant cum ar veni. Nu funcționează așa cu e ok. Nu, zic, bă, în prezența mea, dacă nu vreau să intervin mai mult, pot să spun atât. În prezența mea, nu vorbești de prietenul meu. Nu vorbești. Îl urăști, vrei să moară, vrei să orice, e amuzant, e râs, e circ. E în absolut orice fel vrei tu, în absența mea. Pentru că pe mine, ca prieten, normal, mă deranjează fonic să aud cum prietenii mei sunt înjosiți în prezența mea. Corect? Da. Adică nu cred că cer prea mult. E prea mult? Nu știu. Spuneți-ne în comentarii dacă e prea mult. Nu știu, habar nu am. Tu ești cam, vezi în black și white. Da, da. Adică nu mai e și grei și alte culori. Nu, nu, nu. Știu să iert în momentul în care realizez și încerc să îndrept situația. N-am nevoie de scuze, că nu cred în cuvinte prea mult. Ai iertat vreodată pe cineva? Da, de foarte mult. Și Marshall. Adică la majoritatea care i-am iertat la chestii pe care... Bă, eu am un gut feeling. Eu dacă te simt că îmi faci nenorociri și te iert, că te iert din cauza faptului că am nevoie de oameni în viața mea și toți avem. Le iertăm că avem o afinitate pentru ei, că iubim foarte mult, că sunt din zona noastră de confort, din N motive, îi iertăm. Omul ăla o să-ți facă la fel și la fel și la fel. Iertatul în situații dificile este ca un fel de revenire a situației inițiale. O să ajungi acolo enon, ca cu înșelatul. Adică eu te las să-mi faci rău constant și îmi dau seama de chestia asta. E vina mea că te las. Deci e și puțin masochistă cât... Da, dar toți suntem. Toți suntem. Tu n-ai iertat pe nimeni niciodată, nu? Nu știu dacă mi-a greșit mie vreodată cineva. Nu ți-a greșit nimeni. Dacă ai trăit la tine sufragerie, cred că nu ți-a greșit nimeni. Păi nu vezi că noi ieșim de aici. Ne uităm pe geam așa, știi? Mai scoatem cu toată cap. Mai ați auzit ploaia. Ai văzut? Tu nu vezi că noi n-am venit după tine la poartă, a venit Dani? Da, au venit și căței. Păi vezi? Doar seara, că ziua suntem vampiri. Ah, ok, și eu să strigă nocturn. Dar uite, ai vreodată un stalker de care n-ai mai scăpat? Cu toate, cred că e pleonazm. Stalker de care n-ai mai scăpat. Da, ai înțeles tu ideea. Nu știu. Da, de stalker mai scapi. Da, mai scap de stalker, nu e pleonazm, nu cred.
pe o perioadă, nu pot să zic că n-am scăpat toată viața mea, că era deja hărțuire și... Persoană publică? Era persoană publică? Nu, nu, nu. Era unul. Era un obsedat. Era cineva random? Da, 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 da. Da. Gen, efectiv, ne-am întovărășit pe stradă și omul și-a luat-o foarte, foarte deep, gen pe mine. Mai deep decât era cazul. Adică era îndrăgostit de tine sau? Nu știu dacă era îndrăgostit, cât efectiv și-a imaginat el că trebuie să mai aibă, cum ar veni, știi ce zic? Trebuie să te aibă la modul ăla sau? La modul ori de relație, ori de o noapte, ori de absolut orice. Știi, sunt un tipar de oameni care pe baza refuzului dezvoltă probleme psihice. Înțelegi, în momentul în care îi refuzi și din cei îndepărtezi mai tare de tine, ei cu atât prind o afinitate înspre tine. Tu ești un gol pentru ei. Oamenii ăia fiind obișnuiți de zi cu zi, și aici vorbesc în mare parte de oameni care fac bani și au niște întreprinderi pe măsură, sunt obsedați, o parte dintre ei, nu toți, să-și îndeplinească golurile. Chit că sunt financiare, chit că golul tău e un om, că e să-ți cumperi ceva, să faci absolut orice. Și eu când am devenit gol pentru el și am văzut că nu are cum să mai aibă din niciun punct de vedere, indiferent de câți bani are sau ce prestează sau cum se comportă. Deci sau avea ce, bani. Absolut orice, da. Avea. Dezvoltator. Așa. Gen, nu? L-am și eu. Avea. Și cum a văzut că nu poate să se apropie de mine din niciun punct de vedere, okay, a dezvoltat o psihoză mai... Era obișnuit, era dezvoltator, da, da. A dezvoltat. Trebuia dezvolte, băi, nu ne oprim aici. Da, după aici, cum ziceam, se leagă de faptul că pe mine nu mă cuceresc banii, mă cucerește să vrei să-i faci. Dar a nimerit jobul pe care l-a avea. Da, l-a nimerit bine, l-a nimerit bine. Da. Am mai auzit cazuri. E singurul lucru pe care l-a nimerit. Vrei, da. Nu e bun de nimic. Nimic. Ce te mai cotează? Te știi tu care ești. Te știi, da, vorba. Știi tu care ești. Acum se uită și plânge. Da, uite, spre exemplu, ai vreun crush în zona asta de persoane publice? O să zic nu, pentru că mă pune să-l spun și nu o să-l spun. Pentru cu că ce literă începe, spune-ne măcar. Cu N, dar nu contează, gen, cine e. În comentarii? Comentarii, lăsați în comentarii cine e persoana cu N. Așa, nu o să deschid subiectul ăsta, pentru că ne și cunoaștem și nu are absolut... E, nu știu neapărat adică dacă e un crush. Adică știe despre treaba asta? Nu știe despre treaba asta, nu o să afle... Sper că sparg microfoanele astea pe aici, nu mă interesează, dar ne înțelegem foarte bine, e un om super, super ok și nu știu neapărat dacă e un crush, cât îmi place de el ca energie și ca tot. Urmează să bată în Eric Safe? Ce? Nu, nu, eu nu am persoane de astea. Nu, mi-a venit nimeni cap. Nu? Nu. O să vină la noi. Nu cred, nu cred. Nu, mie nu-mi plac bătăușii, nu mă interesează. Nu? Nu. Atunci, de ce că te, bine, te spune-ne sfera de cine unde cine se mă apere? De 7 armăsari pe stradă nu te apără nici Mayweather. Nu, sunt deci din ce sferă? Ai zis că nu da. E bătăuș. Faci internet. Muzică. Faci internet atât, da. Deci faci internet, faci da. Muzică? Faci internet, e pe internet, nu, internet. E pe net. Pe... Uh-huh. Deci face muzică. Deci face... Nu, nu am zis asta, nu. Nu, okay. Am nicio muzică. Ok. TikTok? Nu, că trânge Maria. Eu nu vă mai răspund, chiar nu mai răspund. Ok, nu mai răspund. Ok, lăsați voi în comentarii cine e persoana aia cu nu. YouTube, Facebook, TikTok, scrieți toți. Oricum, sunt moratecuțul meu dacă răspund, oricum nu există, o să zic, o să neg. S-a și jurat, moarte. S-a și da, jurat, opa, ce să mai, gata, dacă opa. S-a jurat, gata, nu mai. Să neg până la moarte. Să moară să facă, gata, dacă nu mai. Dacă îl pune pe ăla în față, zic, ce ai mântă când o să dai drumul de aici? Nu. Dar ai vreodată vreo relație cu vreo persoană publică? Nu. De obicei... Asta a fost nu, așa ai făcut. Ce? Ai făcut nu. N-am avut. Nu știu ce am vrut să zic în sufletul. Fără să ne dai numele persoanei. Nu, n-am avut. Nu. Mesaje către tine? De la persoane publice? Da. Da. În toate sferele sau? În multe. A. De la maneliși, la influencer, la muzică, la youtuberi, la suficiente. Maneliști. I know this area. You know? Understand? Understand. Înțeles. Hai să devinem de la asta. Ce ai face dacă ai primit 2 milioane de euro? Ce-aș face? Mm-hmm. Nu mă mai recunosc. Nu mai dă nimeni de nas. Nu, no, deci mai. Nu mai ajungi la mine niciodată. Nu, glumesc, eu n-am de-astea. Eu chiar am crezut că atunci când o să încep să-mi fac niște bănuți, o să prind figuri, dar nu, sunt la fel de ghetoistă ca atunci. Ghetoistă? Da, chiar sunt și no cap. Pe mine nu m-a schimbat absolut nimic. Eu mănânc semințe în parc. Am merge ghetoistă, că ai venit de la oră distanță. Cum mănânci tu cu... cu alea. Foarte semințe. Frumos. Dacă eu pun de semințe, să fac demonstrație 3D. Așa. Vreau să jucăm niște probe? Acvariu, să scoatem acvariu? Cred că, în primul rând, aș face toate lucrurile... mi-aș termina tranziția. Da. Adică aș termina tranziția complet. La cei mai buni doctori, mi-aș face nici toate lucrurile. Nici nu ne gândeam că nu vei face treaba asta. High level. Da, asta aș face-o. După, indiferent de ceea ce s-a întâmplat între noi, aș ajuta-o pe mama. Uh-huh. Cu niște bănuți.
mai mulți bănuți, nu știu, mulți rău de tot, ia bani, ia fă să mă lași în pace pe viață, ia bani, așa, da, având și bani, vă dați seama că mi-aș permite să am un copil, adică, și din alea 2 milioane de euro, să zic că am mai rămas cu un milion, din milionul ăla îl triplez ca să aibă copilul meu tot ce-și dorește, cum ata? Adică cum îl triplezi? Fac eu nenorociri, găsesc ce eu. Business? Yeah. Bași pe roșii, ce faci? Fac orice, nu contează, bani să iasă. Eu chiar nu prea am scrupule. Lanț de beauty. De saloane. Da. Da. Ăla o să fie primul și după ce se mai întâmplă, noi și universul mai știm. Ca s-a dus 2 milioane într-un minut. Păi da. Vezi? Care e mâncarea ta preferată? Ca să ne ducem și mai în, da, în normal. Mâncare de ciuperci cu pui în sos roșu. Dar tu gătești sau? Da. Cum tai cu unghiilele? Deci nu știu ce vi se pare că nu am degete. Păi nu ai. Ba am. Am și arată-le. Pot să le folosesc. Uite-le. Freddy le Kruger. Vezi? Sunt foarte frumoase, sunt de vis, sunt și cu roz. Ce crezi? Păi tu știi cum îți deschid acum un ambalaj? Așa eu când nu am chef să-mi fac de mâncare și îmi comand, degetul ăsta e cuțitul, gen, așa deschid. Bă, lăsa nu. Înveți să te adaptezi. Mai deci, spune așa mult că da. Te vă bine. Nu te vă bine, s-ar putea să nu să știi. Corect. Deci asta e mâncarea ta preferată? Da, asta îmi place mie. Și în general mâncarea preferată a mea e gătită de mine, nu de altcineva. Nu-mi plac mâncăruri preferate din alte locuri. Și ce mâncăruri mai faci? Deci cum păi vine asta gătită de mine? Adică... Gătită. A, gătită, scuze. Gătită. Da. Nu găsită, că... Nu, no, așa. Mă și miram, zic, mă, ce am găsit și eu în parc, asta este devis. Altă Pokémon, ce că... Da. Jumătate de pungă de pufuleț cu un sfert de bere. Perfect. Nu știu, fac cam orice. Fac supe, ciorbe, chestii la grătar, paste, sarmale. Orice. Da, sarmale nu fac. Bine. Că nu-mi place cum pute varza. Uite că tot a venit vorba de sarmale. Cum crezi tu că o să arate nunta de vis pentru tine? Nu o să existe o nuntă închiriată la un salon. Adică okay. Nu... Dar unde va fi? Voi fi eu cu persoana aia la starea civilă. Și atât. Păi aveți nevoie, mi se pare că și de martor. Nu? Păi eu ar fi da, și da. Aia, îi luăm de bun simț că dacă ne trebuie pacte. Luați doi oameni după stradă. Da. Nu, îți dai seama că o să iau persoanele cele mai apropiate mie în momentul respectiv. Dar nu o să vreau să fac dovezi de șmecherie, de putere, să arăt eu la lume, să plătesc mezamplasuri, să... Nu vreau. Că nu trebuie să dovedeți nimănui că-s fericită. Tu cum ar veni ca să nu cheltui? Nu e adevărat. Nu simt că trebuie să-mi dovedesc fericirea în fața cuiva. Uh-huh. Și nici nu simt că am nevoie să mi se alăture cineva în fericirea mea. Până acum, când am băgat oameni cu forța în fericirea mea, au știut să o strice. Și prefer să o țin pentru mine. Crezi că și tu, noi doi pe o barcă în Caraibe. Așa mă gândeam și eu că zici. Nu, ajungem acolo, noi să fim sănătoși și să vrem să facem ceva. Că, repet, cum am zis mai devreme, banii se fac. Aici în rochie n-ai vrea să te îmbraci de mireasă? Nu o să fie în rochie de mireasă, că e foarte cringe rochie de mireasă, nu-mi place. E cringe? Dar, da, nu-mi place mie, dar gusturile nu se discută. Da, am înțeles, am înțeles doar. Par foarte judgy, pare că mă judeci din priviri. Păi da, eu sunt grăsuș. Mă judecă foarte tare din priviri. Aha. Și după tot oamenilor, faceți ceva! Da, vă rog din suflet. Cancel. N-ați în raport. Mi-a închis contul ăștia. Mi-a închis contul, mi-a dat raport. Da, nu, eu în continuare o să fiu niște Jordan în... Poate Jordan îl trebuie scot de 2000 de euro pe atunci dacă mai aștept Dumnezeu. Așa, pentru o rochie de la Diesel, e visul meu, și făcută cu placa și atâta. Să am geanta asta, că m-am jurat că o țin după mine până cade pielea după ea. Cum mai ne-am și noi cu sacole. Da. Da. A, deci și pe tine te recunosc oamenii după geantă. Nu, mă recunosc după unghii. Unghii sau nasul strâmb. Cam atâta. Adică da, vezi că ai să râzi, dar este... Acum am observat și eu, da, ai dreptate. E ce-i drept? Este o gălușcă mică. Am zis ai dreptate, n-am zis că e drept. N-ai fost atentă. Am zis ai dreptate. Da, adică am și eu niște atribute așa în societate pe care mă vezi. Păi vezi nasul ăsta cum este dintr-o mașină, zici, cine poate fi? Și dacă diavolul îl schimbi, te mai recunoaște? Diavolul! Diavolul de pe net. Nu-l schimb. Ai zis că umbli și la el. La nas niciodată. Nu? A, nasul rămâne așa? Deci eu v-am spus de bărbie, v-am spus de mărul lui Adam, v-am zis de frunte, n-am zis de nas. Și dacă greșești ăla și n-a înțeles și umblești la nas? Nu există să greșească, că moare. Deci pentru tine nasul moare. E sfânt. Da, dar mie îmi place foarte mult. Dar nu știu care e... Adică, noi n-avem nimic cu el, adică nu înțelegem nimic sau ceva. Cum nu aveți o opinie, dar... mie mi se pare că momentul în care toată lumea l-a bagiocorit. Pentru că înțeleg că nu este încadrat în tiparul frumosului pe care îl vrea lumea.
Da, în momentul în care toată lumea și-a bătut joc de el, eu am învățat să-l iubesc foarte mult. Mie chiar îmi place foarte mult. Deci că nu e cu sacourile. Da. Da. Fii atent că bate lumina în așa fel în el, da. Nu-l iei seamă, nu știu. Da. Învățat și eu șmecherie. Doar când te-ai, întors așa spre mine, am văzut. Nu șmecherie e de la noi, că la noi bate lumina așa. Corect. Da. Ți-am zis, gusturile nu se discută. Mie îmi plac foarte mult. Ce mi-aș face într-un stadiu critic la NASA ar fi momentul în care... Eu am deviație de septie, la estrem. Nu m-am născut cu trompă în atât timp. Dar aș repara deviația, nu l-aș face mai mic. Aș repara doar cât să pot să respir ok pe ambrenări. Atât. În rest n-aș umbla. Decât medicinal vorbind. N-aș vrea neas Barbie, n-aș vrea nimic altceva. Dar la schimbare de sex te-ai gândit la o operație de genul ăsta? Doar că vreau să fac mult mai târziu din cauza... Ca să vă explic. Indiferent de sexualitatea pe care o ai sau identitatea de gen absolut orice, în momentul în care tu umbli acolo... Conform medicinii din momentul de față, pot exista foarte multe complicații și foarte multe plăceri la care tu poți să renunți. Înțelegi? Încerc să încadrez asta frumos pentru că nu îmi place să vorbesc despre chestiile astea în general și nu abordez subiecte de genul, dar mult mai, nu mult mai târziu neapărat, undeva după vreo 15 ani de azi înainte aș vrea să o fac și pe aia. Deci o desensibilizare a zonei. Da, da. E ceva care în momentul de față nu mă încurcă atât de tare. Deci ai zis că ai renunțat la anumite simțiri. Tocmai din motivul ăsta nu o faci. Să mai treacă niște ani. Adică de-aia aștept să treacă ăștia 15 ani de azi înainte. Da, da, da. Și plus că evoluează medicina. Adică știi că în momentul în care s-a întâmplat chestia asta, totul e 100% perfect. Să rămână simțirile. Păi da, nu despre asta e vorba. Mâncăm, ne culcăm. Cam așa. Altceva mai știm? Altceva mai știm. Sincer. Dar în ce zonă ai crescut tu? În sectorul 1. București, nu recunosc acest limbaj. Adică? Despre zona noastră mai e rich. Mai despre zona noastră limbajul, da. Acolo e mai the rich people. Așa zic și eu, da, na? Te trec în PDF dacă nu te trec în raport. Te trec. Trec oamenii în caiet. În caiet. Da. Isa, vreau să jucăm un joc, se numește Am-n-am. Am făcut sau n-am făcut? Okay. Poți să ne dai și detalii dacă vrei, dacă nu te rugăm chiar. Ok. N-am râvnit la prietenul sau soțul unei prietene foarte bune. Niciodată în viața mea. Nu există. Mă gândeam că așa răspuns. Nu există. N-am făcut sex în trei. Niciodată. Mă jur, nu s-a ivit ocazia, nu știu, poate. Dar dacă s-ar ivi? Păi, acum dacă îmi place mult de ei, poate. Nu știu ce să zic, apar n-am. N-am fost... Dar să nu fie iubitul meu. Da, gen să fie așa doi de... Păi da, mă gândeam și gândeam că n-avea cum să fie. Păi că dacă iubitul meu nu-l împar cu nimeni. Păi da, asta știam. Da, nu înțeles. Era logic. Understand. Nu e că nebunesc că îi spar pe aia pe acolo. N-am fost pe plajă la nudiști. Nu, n-am fost. Nu știu dacă vedeți și cum mă îmbrac eu pe 80 de grade, nu... Poate când erai mai mică. Nu, n-am fost. Chiar de ce te îmbraci așa? Că așa mă îmbrac eu larg. Adică mereu mi-a plăcut stilul ăsta. Mă îmbrac așa când îmi merg eu la cumetrii, la evenimente, mai îmi pun rochie sau crop top. Dar este așa. Să am să te duci la botez așa. Da, merge, merge. Black Widow. N-am spionat vecina de bloc. Am spionat-o, fira la dracu. Dacă spuneai că nu te am credeam. Am spionat-o că aveam dușmănie pe una care îi dădea la mama raportul mereu ce făceam eu în casă, că aduceam 700 de copii la mine, făceam chermeze și prițuri de nenorociri și a dracu, nu mai știu de ce, a luat ambulanța o dată, cred că de la blesteme a luat ambulanța. Așa, și am spionat-o să văd cum o pune pe targă. Mama, ai făcut și păpușă vudu. Ai făcut și vudu. A fost o plăcere personală. Ai blestema vreodată pe cineva? Fiecare zi. I-am pus un gând rău, cred, dar acum ritual să-i fac tot vecinei? Pe lângă ea. La mai multă lume am mai pus eu un gând rău. Așa, în capul meu, călcat de artroleu. Așa începe un blestem la tine? Nu știu ceva. Eu nu sunt foarte prea la chestiile astea, gen... Eu nu vorbesc de boli, de... Nu. Te calce troleu. Călcatea f***ar câinii, ce dracu mai zic eu pe acolo, nu. Mă, nu, e blestem asta. E deep, gen, nu e așa. Ai dat-o sectorul 1. Da, exact, bravo. N-am făcut vreodată un sex tape. Ce? Filmuleț. Animat. Agen să te filmezi. În adică, timp ce faci sex. Nu, cum să mă filmez. Nu, stai să pun n-am, că eram pe am. Deci nu ți-a propus nimeni treaba asta. Nu. Mi-au propus, dar cum să facă așa? Nu există. Frică de leak. Da. Nu neapărat, dar nu-mi place. Ce dracu, ne futem cibernetic? Nu. Păi, dar cum cibernetic? Nu la asta ne-a referit. Să faci actul în sine și să te filmezi. Păi să mă filmez să ce? Să plâng când ne despărțim? Ce? Nu vreau, nu-mi plac chestiile astea, nu vreau. Okay. Nu, mi se par utile. Să nu plâng. Nu neapărat, dar sunt grămadă, vorbim până mâine motive să nu. Eu chiar nu văd. Primele trei. Deci, în primul rând, de ce ai avea videoclipuri cu mine când te ce faci cu ele, ciudatul dracu, da? Așa. Asta, unu. Doi, de ce să-mi aduc aminte de anumite momente
intime și personale dubioase în momentul în care ne-am despărțit, dacă că mă gândesc că o să fie cu un gagic. Da. Și în al treilea rând, cumva zic să am încredere în nimeni, de unde știu eu că n-arată la dracu să-l pieptene. Nu există, nu. Trust e problem. Da. Cred că a treia e discutabilă, da, că putea să fie pe telefonul tău. Da, nu vreau așa ceva în telefon. Okay. Prefer să-mi fac screenshot la unghii sau nu știu, alte treburi. Okay. N-am câștigat bani ilegal. Nu de răspunsul ăsta. Da, nu discut. Aule, dar ce ai făcut așa rău? Nimica. A vândut ciuperci. nu m-am atins de zona aia. Nu mănânci ciuperci? Nu-mi plac. Hai să mănânci ciuperci cu pui, cu sos. Păi nu ciuperci de alea. Păi, dar vorbeam de păi e legal să vinzi ciuperci. Păi eu vorbeam de ciuperci normale. Uh-huh. Aha, unde se zice mintea? Da, am înțeles de unde este manipulare psihică din partea domnilor de la Orange. Manipulare psihică. V-ați plătit factura? Deci au fost evaziuni de-astea micuțe, neimportante, da, ok. Da. 12 ani. Da. N-am fost arestată pe nedrept. Da, am fost. Mamă, cât așteptam întrebarea. Da, am fost arestată pe nedrept. Când tovarășa mea s-a decis să fure prezervative din Carrefour fără să știu și eu eram cu ea și cum ar veni am ajuns pe secție împreună, best friend. Și aia se prefăcea că vorbește în poloneză și... Trebuia să fii surdomută. Da, ce nu înțelegeam, eu eram acolo, am văzut-o că și-a scos de la chiloți, de la șosete, face m***te, ai făcut, ai furat prezervative, mâncat la spitalul. Le umfla și le arunca de la geam, în cap la babe. O poveste... Deci asta e și targetul tău? Nu este targetul meu, nu, dar așa am ajuns la secție fără vina mea. Adică așa am fost arestat. Plus că am început să mă înjur cu aia, că eram foarte sigură că este vorba de discriminare aici, nu de un act de furăciune. Și a trebuit să folosesc cuvinte neadaptate social. Deci tu ai ceva cu mine. Tu ai ceva cu mine. Da. Dar pe drept? Nu, pe drept niciodată. Okay. N-am înjurat un preot. Nu. Nu, n-am înjurat. Uitați-mi de poză. N-am de ce să înjur preoții. Okay. N-am băut atât de mult încât nu mai știam unde sunt. Am fost foarte alcoolică și problema nu e neapărat că am băut prițar de la bătrân roșu, știi ce zic? Am băut, gen, am combinat 13 tipuri de alcool diferite și mi-au dat daună. Am băut bere cu vin, cu tequila, cu Jager, cu tot ce am prins și la un moment dat când m-am bubuit eram gen la revedere, knockout, și a doua zi n-am înțeles ce s-a întâmplat prea bine, chiar n-am înțeles. Iza, îți mulțumim foarte mult că te-am avut invitată la noi la podcast și te-am rugat acum în încheiere să lași tu câteva gânduri bune pentru oamenii de acasă. Vă mulțumesc că m-ați chemat, pentru mine înseamnă foarte, foarte mult să pot să iau parte aici în fața tuturor celor care se uită, că mă gândesc că în timp ce mănâncă le-am dat niște divertisment, poate să râdă puțin. Tot ce pot să vă zic e că, nu știu, nu vă lăsați descurajați de oamenii de acasă, nu vă lăsați descurajați de absolut niciun om, pentru că nimeni nu are dreptul asupra fericirii voastre și indiferent ce vă face fericit, faceți-o de 50 de ori până o faceți cum trebuie. Cam atât. Mulțumim.